Șoferii care circulă pe drumurile naționale sau pe autostrăzile din România fără să achite taxa de rovinietă au tot mai puține șanse să scape nesancționați. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri din România a anunțat că au fost montate încă 18 puncte fixe de control chiar înainte de sărbători. Zonele în care sistemele fixe de monitorizare au fost instalate sunt dintre cele mai tranzitate, astfel încât șoferii care circulă iresponsabil să fie identificați rapid. Până de curând, verificarea se efectua prin 33 de puncte fixe de control și 14 puncte mobile ce erau montate de personalul IGPR, ISCTR și CNADNRSA. Prețul rovinietelor variază în funcție de perioada pentru care este achiziționată. Pentru un autoturism de categoria B, o rovinietă pentru 7 zile costă 3 euro, pentru 30 de zile 7 euro, pentru 90 de zile 13 euro și pentru 12 luni 28 de euro. Șoferii sunt însă nemulțumiți de banii pe care trebuie să-i achite pentru rovinietă în condițiile în care și benzina costă mai mult de 6 lei pe litru. Prețurile la rovinete sunt foarte mari, raportat la prețul benzinei și la accizele care intră în prețul benzinei și pe care le plătim noi. Deci aproape 20 sau 30% din litru de benzină noi plătim taxe și accize, inclusiv taxa de drum, care ne-o ia de două ori. Dacă toată lumea și-ar plăti taxele, ar fi, zic eu, mult mai bine. Dar dacă s-ar și investi banii care se iau pentru taxe și pentru... Pentru că pentru șosele sunt bani și de la benzină și de la robinete și de la multe alte ori nu se face nimic. Iar noi ne omorâm mașinile. Foarte scumpă, nu scumpă, la drumurile care sunt. Foarte scump, doamne, foarte scump. Cum plătesc, să-ți plătească toată lumea, sincer. Adică eu plătesc, dumneavoastră ce să nu plătiți? Este normal. Să plătească toată lumea. Nu unii da și unii nu. Indiferent că sunt sau nu mulțumiți de reguli, șoferii nu pot decât să le respecte dacă nu vor să achite amenzi.